Preambul. Toți copiii s-au întrebat, măcar o dată, de ce ninge, de unde vine zăpada și de ce fulgulare uneori formă de steluță. Eu am aflat și dezlegat acest... E poezie pentru copii. Asta să fie clar. Și toate au fost pentru copii, dar nu numai. Așa. Eu am aflat și dezlegat acest secret de mult, de mult, de la un bătrân sfătos și hâtru, care în tinerețe fusese pasnic la grajdurile lui Moș Crăciun. L-am ademenit pe grăjdar cu o sticluță veritabilă de whisky, distilat încă de pe vremea lui Wallace, inimă vitează. Iată ce mi-a mărturisit grăjdarul. Ninge totdeauna des când Dumnezeu supărat cheamă îngerii la sfat. Cum arhanghelii sunt mulți, câți oameni sunt pe pământ și încă vreo câțiva în plus, în caz de necaz ascuns, în biroul de cristal, tapetat cu solți de opal, se făcu mare căldură ca în cuptor în plină vară. Și atunci, bunul nostru Dumnezeu, bunul nostru Domn din cer, porunci cetelor de îngeri și îngerei să tragă perdelele, să deschidă ușile și toate ferestrele și să-și fâlfâie aripile. Și astfel cad pe pământ lin, mai lin și iară lin, fulgișorii cei mai fini, chiar și pene mititele, pudrate din belșug cu mireasmă de Crăciun. Și se aude încetişor clinghelețele de-an nou, ca în sân la Avram. Ca în sân la Avram. Gata. Ah, nu, mai e. Aveți puțin tică răbdare. Vă rog. De prea multă bucurie cu gândul tot la copii, Domnul Dumnezeu bagă mâna în buzunar și presară din belșug steluțe mii de cleștar. Și șasează minunat peste braț, peste câmpii, peste case cu copii. Vă mulțumesc!